Salut, eu sunt Sherry, sunt aici cu Cârje și astăzi suntem angajați la Reloaderii! Wow, Shelly, cât ești de musculos! Hai, Shelly, nu ești gata? Burghiu pământ. Și vreau să zic că e ghidon de biciclete. Ăsta e, mă, frate. Pornești tu, da? Am plecat! Hai să luăm întâi cărucior. Știi cumva unde e raionul de electricitate? Dacă amețești sau ceva, să-mi spui că eu sunt mai handicapat. Cum, adică ai ajuns primul? Te rog. La ce te gândești, Shelly? Și fii atent cât loc e. E foarte mult loc. Prăjitura e în cuptor, dar nu luați azi ciment. Nu am mașina pe care îmi trebuie, știi? Da, vă duce Shelly cu maiba. Băgăm pe scaune, pe fotorii ciment. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva? Sau, așa cum spun haterii, am murit efectiv de foame? Reloa! Reloa! Wow, cât de tare arată. Deci e cam prima zi de școală aici, în care te uiți așa și scauzi grupa, scauzi clasa ta. Bună dimineața, bună dimineața. Neața, moșii mei. Bună dimineața. Deci magazinul astăzi se deschide și încă nu s-a deschis pentru clienți. Ca să vă și zicem, este un autograf, sigur, cum să nu. E 657. Vă rog, chiar dacă nu-l folosiți. E pentru fiul meu. Perfect, o să se bucure cândva, în 10 ani, de-al meu. Și este cu baloane așa frumos. O să fim colegii dumneavoastră de muncă astăzi. Vă rugăm, aveți milă și da, să intrăm în magazin. Haideți cu toții. Da, e 6 dimineața, fraților. Ne aflăm în Craiova, la mine acasă, unde s-a deschis nou magazin Leroy Merlin, la 2 pași de vechiul magazin Leroy Merlin, în Electroputere Mall, aici. Deci ne aflăm pe terenul unde era fosta fabrică de locomotive din Craiova. Acum sunt eu această locomotivă a YouTube-ului românesc, dragi prieteni, făcând acest conținut epic la această oră matinară. Îmi dai seama că am bătrânit Shelly lângă fosta fabrică. Da, dar pe vremea mea aici se făcea locomotive. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Noi astăzi sunteți domnul manager de magazin. Ionuț Corcodel e numele meu, prietenii îmi zic Corco. De 6 ani în misiunea de șef sector la Leroy Merlin Craiova Electroputere. Gestionez raioanele de feronerie și tâmplărie. Mă bucur că am ajuns în această etapă și că suntem în casă nouă. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Wow, de ce e toată lumea aliniată așa? Trebuie să ne aliniem și noi cu ei, nu? Acum. Păi mai sunt 3 minute, trebuie să ne schimbăm, înseamnă, nu? 3 minute. Da, și protecția muncii. Și protecția muncii, acum, repede. Bine! România! Craiova! Bun, ne schimbăm? Să mai aplaudăm puțin, te rog, că hai. Mai bine. Mai bine. Mulțumim! O să fie câteva ore pline de provocări. O să intre puțin în joburile pe care noi le avem zi de zi. Băieții sunt deștepți, smart și cu siguranță o să facă față cu brio acestei provocări. Am un pic de emoție astăzi, Cârje, n-o să te mint. Am un vibe de... mi-am uitat sandwich-ul acasă. Da? Te simți așa ca în liceu? Băi, nu am emoții foarte mari, cred că o să fie oamenii foarte îngăduitori cu noi. Avem voie să facem și duș la final, dacă e. Eu zic că sunt închise. Da. Hai să testez, că niciodată nu știi. Numărul 94, numărul 95 aici, da? Viitori angajați ai lunii, da? Fraților, suntem echipați, hai să înceapă distracția. Ne-am relocat în ideea să aducem beneficii clienților din comunitatea din Craiova. Or să fie servicii noi, cum ar fi ferestre la comandă, bucătării la comandă. Este un spațiu modern, produsele sunt mai ușor de identificat. O să avem, deci vor fi numai plusuri și beneficii pentru clienții noștri. Era frumos dacă aveam și noi poze aici. Băi, ce vrei, suntem angajați temporare acum. Dacă o să meargă bine, o să ne punem și nouă poze. Doamna Maria la muncă, intermediar, domnul Silviu. Ce înseamnă intermediar? Nu știu, mă, o fi un fel de mijlocaș ca la fotbal. Fă echipa Craiovei. Uite, o avem pe Aurica, Petrica și Valentina Fundaș, da? La mijlocaș. Să găsim un portar bun. Uite, mie îmi pare că Ionuț aici, ești că apără. Ionuț pare că apără. Are guler de portar. Exact, adevăr. Portar aici. După aia, pe mijlocaș, avem pe Vasile. Bine! Vasile intermediarul. Liliana? Vezi că doamnele Liliana joacă foarte bine. Da? Bă, Shelly, te rog, poți să-l pui pe Modelin în atac? E un verișor.
Te rog din suflet. Să iau așa un Justin aici de la Supply Chain. Pe Frank îți trebuie aici un Supply Chain așa. Și resurse umane, vezi că ele sunt foarte bune la fotbal. Resurse umane le băgăm pe atac, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sunt bine ele fotbal, nu? Cât sunt la fotbal? 11, mai avem loc de 2. E bine, eu abia aștept să văd cine o să le pune înapoi. Om, dar chiar am stricat la oameni treaba asta. Dacă tot am stricat-o, hai să-i... Prima zi când s-a deschis, toată lumea liberă, știi ceva? Perfect, s-a dictat un concediu. Aici, gata. Obiectivul nostru, zero accidente de muncă. Deci, Cârje, mă bucur că ai venit aici, pentru că oamenii deja s-au plictisit. Au 1094 de zile cu zero accidente. Cât îți vine asta? Aproape 3 ani de zile, da? Suntem aici să batem recorduri, oameni buni. Vom șterge acest panou. Deci, aici rămâne. La 1094 o să se reseteze la zero astăzi. Și diseară va scrie aici să vedem. 2, 3, în funcție de cât de capabili suntem. Eu m-aș duce pe 2 accidente lejer, pot să fac eu. Ok, dar hai să vedem totuși. Deci, echipamente de protecție se utilizează în permanență în timpul programului. Cu mânuși întotdeauna și cu clienții și așa întotdeauna cu mânuși. Și îți dă și ochelari. Niște căști. Îți dă și AirPods, s-a scurs muzică la job, ceea ce îți pare tare. Eu sunt curios câți oameni au primit o cărămidă peste picior, de au făcut bocanci ăștia, efectiv. Vedeam un Jordan, știi? Și cât ar costa acești papuci care efectiv poți să te lovești cum vrei, că nu simți nimic. Ești sadomasochist? Puțin. Dar sunt incredibil de mișto, că efect, am dat cu picioarele în orice astăzi și nu s-a întâmplat nimic. Atât de bun sunt. Adidas și de la Leroy Merlin. Chiar nu simt nimic, efectiv, nu sunt super comfy. Suntem gata de muncă. Aveți ceva pregătit special pentru ei? Totul este special la noi în magazin și îi lăsăm să descopere singuri provocările de astăzi. Săruna! Wow, băieți, ce frumoși sunteți! Mulțumim frumos! Luați loc aici pe scaunele să facem un scurt instructaj. Vă formăm puțin, vă spunem de ce v-am dat și aceste frumoase echipamente. O să primiți și câte une cu son. Așa drăguță să sunteți cu toți angajații? Dar noi așa suntem toți în familia Leroy Merlin. Pare că ne dați dictare. Nu. Pixul este un cadou pentru voi, o amintire de la Craiova. Bună, eu sunt Georgeta și sunt în companie de 6 ani. Fac parte din departamentul servicii clienți și ocup postul de consilier omniclienți. Ați primit acest echipament tocmai pentru a ne proteja. Ați primit bocanci de protecție cu bombeu metalic tocmai pentru că riscăm să ne accidentăm, să ne lovim la picioare. Dar chiar așa e denumirea, bombeu metalic? Da. Îți pare... Vrei să folosim alt? Nu, mi se pare foarte tare. Găsește un sinonim. Ce bombeu metalic? Bine, rău, pe bombe. Puteți să le perfect. Testați? Am făcut-o. Am văzut, am testat. E ok, nu folosim cutterul fără mânuși. Riscăm să ne accidentăm. Dacă faci o glumă cu Craiova aici, nu, te dau afară din episod. Nu. Râdem, glumim, dar fără să folosim aceste obiecte. Ok. Nu, riscăm să ne accidentăm și nu vrem. Deci am apăsat pe el, s-a deschis, i-am dat drumul, s-a retras. Ați simțit nevoia să spuneți cum se folosește un cutter și ați simțit bine? Că aveam nevoie. Trebuie să ne asigurăm că fiecare nou coleg știe să folosească corect toate instrumentele. Nu ne urcăm pe utilaje ce necesită un permis. Are cineva permis de moto? Eu nu am nici de mașină. Dar el are șofer. Da. Poate cineva să-i conducă ăla? Neața, tu și mei, astăzi te cu Șerian. Da, deci nu, eu nu pot conduce niciun utilaj astăzi pentru că nu dețin permis. El are și am de mașină. Pot să intru cu mașina dacă nu mă lăsați cu ăla oricum. O să puteți să folosiți liza manuală. Vă arătăm noi cum se folosește, la aceea nu este necesar. Wow, s-a făcut lumină! A fost prima veste bună pe ziua de azi că putem folosi liza manuală. Aveți și curent pe lângă liza manuală. Bineînțeles. Și vă mulțumim. Cu drag, o să avem curent mereu. Ce semnăm aici? Că v-am spus cum să folosiți aceste instrumente, că ați primit echipamentul de protecție și că ați fost instruiți în legătură cu protecția muncii, ca să nu ne accidentăm. Sigur e asta? Eu am mai dat niște chestii la un moment dat din viața mea. Nu ai semnat niciodată fără să citești? Ba da, mereu fac asta și greșesc. Ai grijă când te căsătorești să citești certificatul de căsătorie. 3 ori, credeți-mă. Nu știu cum e Shelly, unde ne citim contractul ăla. Shelly are încredere. Fii din Craiova, noi suntem în Craiova, el știe că noi suntem de încredere. Nice, hai la treabă, Shelly. Pixurile le luăm poate la un moment dat? Număr de telefon avem voie să luăm în magazin random? E cu GDPR-ul, tată. Acum că ni s-a făcut și instructajul, am primit și echipamentul de protecție, hai să trecem la treabă. Salutare, băieți, bine ați venit în această zonă unde se primește marfa și se așează pe rafturi. Acesta este un utilaj de care noi ne folosim în activitatea noastră de zi cu zi foarte frecvent, numai că e necesar să-l folosim cu prudență și în mod corect ca să evităm accidentările. E perfect pentru noi. Aș dori să-ți fac observație, nu te ia fi în zona pietonară, să știi. Deci, știi... Da,
Da. Este o poziție interzisă. Exact. Abia am terminat cursurile și ni s-a spus clar că aici, în zona aceasta, da, se merge doar pe această, ca pe Victorie, cu benzile de bicicliști. Asta este zona în care avem voie, pentru că utilaje reciclă în altă zonă, da? Și la cum văd, e sens unic, avem voie doar încolo, că omul e îndreptat încolo, deci te rog, încolo. Bun. Ținem cont de anumite reguli, să zic așa, pentru că în cultura noastră, accidentele de muncă sunt cât se poate minimalizate, la zero. Da. Deci nu folosim utilajul la modul ăsta, ca pe un, ca pe o trotinetă, o folosim corect. Păi cred că ne descurcăm, nu? Practic așa se urcă ceva pe riză, nu? Sau? Exact. Și după ce ai urcat, dai asta în jos și a coborât și mergi cu ea, nu? Exact. Te faci un test? Cu siguranță. Lizele se trag după noi, nu mergem cu furcile în față. Ai dreptate, scuză-mă. Da. Avem paleții ăștia doi, trebuie să-i mutăm aici în zona asta. Shelly, scuză-mă. Da. Ar trebui pe ăla să-l iei prima dată, pentru că intrăm cu lamele prin partea asta. Aici este mai greu de intrat. Se intră greu. Vezi că le ai invers, mănușile, da. Cum mă, că asta nu-i partea aderentă asta? Cum adică invers? Păi ați făcut... Scrisul e... Scrisul e deasupra. Hai de cap. Atâta oară îmi pun, a câtea episod la muncă în care îmi pun mânușile inversii ăsta. Deci fii atent, Cârge, că am înțeles că nu reștii. Ia. Întâi trebuie să lăsăm riza jos, trebuie să ai simțul orientării, să spun exact. Așa. Trebuie să o bagi pe drept, până în capă, da? Bun, și acum fii atent, dai de ăsta așa, ridici. Și aici e forța ta, se bazează pe forța ta? Da, da, ea te ajută, e hidraulică. Așa, eu facem așa și acum te înspecăm cu el, nu? Am început de hernie, să-mi dați ceva mai ușor. Tragem în partea asta paletul, tot timpul tragem după noi. Stați în drum, vă rog. Dar noi de ce n-avem riză electrică? Văd că colegii mai vă trebuie permis. Deocamdată sunteți la început și... Este permis ca de mașină la riza electrică? Aproximativ. Aici, în gorul ăsta, nu? Exact, exact. Dracu, o bag eu acum aici. Stai că stai mai multe mișcări, așa. Ați văzut? Ia uite-o, ia uite-o cum a intrat pe drept. Zici că are senzor. Credeți că ajunge? Stai pe spate, nu e greu. Asta îmi place. Hai că i-am lăsat și eu Cârge, rog, dacă e. Bă, a mea e ușoară. Păi o fi ușoară, dar unde o bagi? Și oricât de în ripita aș pune, nu cred că ai loc aici. Ești s-o genul ăla, parcează pe două locuri, hă? Poți să-l blochezi pe Shelly, fără probleme. Las număr în geam, aveți o foaie să-mi trec numărul? La dungă, la dungă. Parcare laterală. Perfect. Și acum trebuie să o lași și jos, ar fi frumos? No. În general, colegii care merg cu utilajele au claxon și claxonează. Unde sunt intersecții, să zic, așa, claxonează. Și claxonul e pe bază de atestat? Nu, claxonul nu, e gratuit. Ar trebui să fie uneori, sincer. Prea se abuzează de claxon în țara asta. Asta e așa, Shelly. Super băieți, v-ați descurcat minunat. Sincer, a fost cam simplu jobul ăsta. Sau sunt eu foarte bun? Ai grijă, ai grijă, Shelly. Vine. Întotdeauna mi-am dorit să operez un ăsta, dar n-avem voie pentru că n-avem atestat. Dar ne uităm la Iurian, care o scoate, grijă să nu te accidentezi, Iurică. Ia uite cum face și rotirea. Dar chiar e silențioasă, da. Distanță mai mare. Ai condus vreodată băut ăsta? Nu. Niciodată, nu? Am o sticlă la mine, vrei să încercăm? Nu. Iulian, când nu ai de dat paleți jos, ce faci? Comenzi alimente. TikTok? Nu. Nimic? Deloc? Hai mă, că e între noi. Pare că se răstoarnă. Iuliane, de asta sunt aici. Te pup. Stai ca în ruleta, mă. Mamă, pe ăsta 240 l-ai dat, mă. Vedeți? Și Iulian are nevoie de om să-l ajute la parcare. Și el are atestat? Până și Iulian are bocanci de ăștia super rezistenți. De ce? Că el e într-o mașină în care nu cade nimic pe el. Dacă avea și mânuși, era 10 din 10. Dar la vopsea, nicio frică. Efectiv, știam că domnul din fața mea nu se supără orice culoare am dat. Dacă nu este rozul lui, e ok, domnul. Părea foarte simțit. N-am avut presiune. Dimineața, am nevoie de vopsea. Vreau să vopsesc un apartament. Vopsea coloreată, da? Da, da, să facem pe culoare, da. Puteți să alegeți orice culoare din paretar. Dar nu grea. Și eu și cu Cârge, că aici noi suntem parete, o să ne ocupăm să... Nu, să nu fie grea, adică suntem... să fie o culoare mai deschisă. De... Ceva simplu, că e prima noastră zi la mixaj. Uite, facem un rost. Mamă, e bine? Mi-a dat-o greu pe asta. E bine. Okay. Uite, și-l facem pe ăsta mai închis. Ăsta, K1694, mamă, ăsta e greu rău. Să știți că putem combina câte culori vreți, e gratis serviciul de mixat, adică da? Puteți orice culoare, efectiv, noi suntem în stare să facem. Sigur. Și noi doar scriem codul aici, pur și simplu, K1614. 94. Păi 94. Scuzați-mă, dar și ce 9, stați un pic, să nu... Grinchis. A găsit-o? Alegi cantitatea, 2 litri 250. Așa, asta așa? E baza ta de colorare. Cum adică asta e baza? Asta e... Vino să-ți colorarea se face pe niște baze speciale. Okay. Pigmentul și compoziția găleții deci, formează asta, culoarea asta finală. E baza și după aia pune încerc 3 culori peste. Da. Ok. Păi și unde o pun? Peste calculator aici? Exact. Lași capacul aici. Așa. Așa. Bagi aici. Vopseaua? Da. Vezi asta că e mașinărie. Și dai, dozează.
Nu cred și vopsele, culorile sunt în asta și retoarnă direct în bază. Direct în bază. Nu cred așa ceva, credeam că facem manual. Ca... Acolo buton. Dau pe dozează? Dozează? Da. Dozează. Nu cred. Ce zici, seama că... Și eu credeam că ne chinuim să o facem. Mi se pare incredibil. Culorile. Ia. Bă, ești nebun. Ia uite mă. Dulceață de măcese? Măceșe. Măceșe? La măcese? Așa e. Dulceață de căpșuni. Așa. Pe ecran ai deja pigmenții pe care ți. Nu cred, zice și se și încalcă. Gata, s-a terminat? Gata. O iau? Can, da. Hai șefu, cu capacul. Scuze că am zis drăcea, deci am uitat. Bă, lasă că fost complet. Eu accept să fiu în umbra lui. Bun. Uite-mă că aici ai cu scoci. Ha, dar da, ține și nouă. Că tu știi cu scoci. Dar mai multe? Aici centrată, în mijloc. De așa cu mânele. Bun. Închizi ușa. Și dăm doar ar start? Trebuie să dai startul, un minut jumate, două. Ia uite ce-i face, ia uite bă băiatule ce-i face. Pe vremuri era un om care făcea așa 30 de minute cu ea. Băi, chiar sunt curios cum e rezultatul final. Ce să mai măi, automatizat totul. Cât durează aproximativ? 2 minute. Are și reclame, cât timp așteptați, știți ca pe YouTube. Deci, cel mai tare festival este Beach Breeze. Anul acesta se întâmplă între 10 și 14 iulie. Nu știu dacă ați auzit dumneavoastră de festivalul ăsta, era Costinești. Ați fost la vreun festival vreodată? Am fost. La ce ați fost? Da, era mai tânăr atunci. La ce ați fost? Sunt ani în spate, erau altele, știți dumneavoastră. Liberty Parade, la ce? La Karate? Sunde la map? Am înțeles. Deci dacă vreți ceva mai pe modern, nu știu dacă ați auzit de Travis Scott, ați auzit? Nu. N-ați auzit. De Anita, ați auzit? De Smiley, ați auzit? Cântă Smiley, cântă Deria. Era mare festivalul. Asta e pauza noastră publicitară aici, da? Așa. Mai ai 30 de secunde. 30 de secunde mai am. Bun, deci avem 20 de artiști internaționali. Avem cel mai tare line-up din România. Este la mare, pe litoral, la Costinești, stațiunea Tineretului. Câteva secunde v-am convins? Da, vreau vopseaua. Foarte mult mai convins. Bun. Ia să vedem. Ce a ieșit? Bă, scociul tău a ținut, asta e bine. Hai să vedem, vreau să o vedem. Domnul, în fața lui deschidem? Da. Este ce ați vrut dumneavoastră? Deci este, ar trebui să fie exact culoarea dumneavoastră. Noi credeam că trebuie să o facem de mână, de-aia ne-am gândit, dar sincer mașina ne-a... Wow. Ia uite-o, bă, băiatule, cum e. Aduceți paleta să vedem. Ia uitați-o cum e. Și este chiar culoarea Beach Breeze, festivalul de care vă spuneam. Dacă vreți, vă fac și un verde. Eu zic că e unul la unul, mă, Șelii. Este. Bă, linge capacul, că ăla e unul. Aoleu, ce ai făcut? Vezi ce ai făcut? Nu! Am făcut o de berbecuț. Rămâne, nu? Chiar dacă am murdărit. Rămâne, nu-i problemă, da. Mamă, zici că... Mi-am făcut unghiuțele. Zici că e ruj acum. Mamă, e vopsea-vopseasul. Eu am crezut că ne jucăm. E vopsea-vopsea, serios? Mi se pare foarte tare cât de tehnologizat e totul acum, fără niciun fel de mișto. Deci faptul că se mixează vopseaua, nu știu cum. Faptul că se taie ăla, nu știu cum. Drive-in-ul, bravo. Băieți, am ajuns la drive-in. Practic aici avem noi raionul materiale de construcții, unde clienții vin, pot intra cu mașinile, au locuri speciale pentru a staționa și a încărca mașinile. Avem acolo gama de acoperișuri, avem aici lambriu, lemn, utilaje. Haideți să respectăm puțin. Exact, bravo. Am văzut treceri de pietoni. Sunt mândră de tine, avem treceri de pietoni. Chiar acum, în acest moment, intră un client și voi să vedem, să vă testăm puțin abilitățile de consilier la materiale. Vă ajutăm cu ceva? Asigurare aveți? Aici vin oameni fără asigurare, că nu-i prinde nimeni. Tot ce le trebuie oamenilor pentru a ridica o casă de la zero, avem aici. Chiar mă gândeam să intru în imobiliare. Așteptăm clienții, dragi prieteni, așa că hai să vedem în cât timp vine un client. Bun, și acum așteptăm. Erau bune niște table, bă, Shelly. Are oameni rin, materiale de construcții, cele mai bune materiale. Uite, un domn cu dubița, pare că vine hotărât. Dă-i, șefule, dă-i. Nu vrea. Puteți să ridicați marfa gratis de aici. Bilete gratis la Beach Breeze și ne cumpără un sac de ciment. Suntem la Leroy Merlin la drive-in în Electroputere Craiova. Dacă vreți să veniți cu mașina voastră doar să vorbiți cu noi, acum e momentul. E transmis live, nu? Da. Opa, avem un Logan. Ia. Yeah. Primul client, Shelly. Merge, circulați. Bună dimineața, să trăiți! Vă salutăm, pe la noi treceți. Ați comandat deja online, acum ridicați. Ce doriți? Spuneți-ne nouă și... 3 nisip și 3 de ciment gata preparat. 3 nisip, 3 ciment gata preparat. Să-l ajutăm pe domnul și încărcăm. Haideți, de unde găsim nisip? Domnul a oprit corect? Domnul n-a oprit. Ce, unde trebuie să oprească? Unde trebuie să oprească avem? Aici? Culoarele marcate. N-ați oprit corect. Dacă vreți, vă duc eu mașina mai încolo. Nu ai permis, Shelly. Nu ai voie tu. Pe stânga trebuie să parcați la zona de staționare. Stați că vă închid eu pe bagajul. E nou deschis. Abia s-a deschis, nici noi n-am știut. Haideți că vă dau indicații. Ia uite, mai vine unul. Aoleu, câtă muncă. Hai, eu mă duc să-l preiau pe domnul. Aici, în acest chenar. Așa.
Merge și stop. Bună ziua, haideți cu mine să vă așez și după discutăm ce aveți nevoie. Aici, pe acest loc trebuie. Și el ia grijă că am și eu client. Deci nu știam așa ceva de drive-in. Eu nu știam că există șmecheria asta, mi se pare foarte tare. Mai ales când ai cantități mari, adică ești serios. Practic aici tu practic ai tot ce trebuie să-ți construiești o casă de la zero. Și atunci nu vorbești doar, ai că rom o rumânărică parfumată și două veioze, știi? Adică, băi, iau saci de ciment, saci de drive-in-ul foarte util. Bun, haideți să vedem. 3 saci de ciment, a spus? 3 de nisip, 3 de ciment. Gata, preparat. Cine mă ajută și pe mine, băieți, mă ajutați? Deci 3 de nisip, 3 de ciment, gata, preparat. Ce aveți nevoie? BCA, cât? 10 BCA-uri, cine mă ajută? Scuze, ce dimensiune BCA-urile? 15 cu 24, nu știam că au dimensiuni BCA-urile. Sunt într-o cursă cu Drăcea. Ești deci, într-o cursă cu Drăcea. Ajutați repede, da? Cârje, am uitat. Cârje. Ai da. Întrebat de care nisip? Nu am spus de care nisip. Întreabă okay, repede. Imediat. Sunt mai multe granulații de nisip. Ăla mai mărunt. Mai mărunt. Da, dar mai perfect. Mărunt. Mai mărunt. Ce se mișcă și Eli, bă, băiatule, 10 BCA-uri, a? E bine că sacii de ciment sunt mai grei. Astea sunt BCA-urile? Dați. Mamă, n-aș băga mersanul ăsta. Dați-mi, mă descurc. Okay. Wow, Shelly, cât ești de musculos. Vă aducem acum și următorul sac. Haideți să vă ajut să încărcați pe aceștia. Mulțumesc, colegul. Încă unul de nisip și 3 de beton. Putem trage, nu putem trage mașina mai aproape? Nu putem, nu? Mi-a fost greu să car cimentul ăla și nisipul pentru domnii pe care eu i-am parcat regulamentar, Rarogan, da? Fac și-o ca Moris Munteanu, i-am băgat pe 3, i-am scos pe 2, i-am băgat pe 3, am organizat parcarea, da? În timp ce clientul Cârje, care cunoștea mai bine magazinul decât ieri, s-a dus direct, bam, și-a tras mașina și mi-a spus, nu, domnule, zona de staționare, am cărat de mine în spatele. Da, i-am zis, stați acolo, el că nu, să insist, era spre binele meu până la urmă. Am câștigat niște timp. Ei nu sunt grei, doar eu nu prea am condiție fizică. Vă mulțumesc frumos, ați avut o comandă foarte ușoară. Eu mă prefac că am terminat, o să mă duc acolo să zic că am terminat, bine? Da. Am terminat! Hai, Shelly, nu ești gata? Păi bă, tu voi v-ați tras mașina acolo, eu credeam că e regulă, că n-avem voie, că cărăm singuri. Domnul a făcut asta, nu i-am cerut eu. Păi domnul se servește singur, tu ce faci? Nu, l-am încărcat. Gata, ai terminat deja? Da, vrei să te ajut? Da, bagă și mie un sac de beton. Mă cam cert. Ce? Păi nu știam, frate, că... Nici eu n-am știut că e voie, dar el a venit. Putea să zic eu să nu? Uite, ia unde ăsta, că iau și eu. Hai, dar să ții cont că te-am ajutat. Aveți grijă că am ciment în mână și ăsta se întărește repede. Vă mulțumim frumos, vă mai așteptăm. Deci soția ține bani în casă. Eu nu mai atrag atenția, de ce ai cheltuit atât, de ce ai cheltuit atât. Deci vă ceartă și acum... Nu mă ceartă, eu îi atrag atenția. Dumneavoastră o certați pe ea. Da, îi dau banii. Păi și pe ce cheltuie doamna banii? Pe ce cheltuie acolo în casă? Pe ce cheltuie banii? De obicei, după ce a luat banii, la prima cumpărătură, Ilie, că Ilie sunt eu. Da. Banii tăi s-au terminat. E adevărat că cheltuiți întâi pensia domnului, după aia intrați în a dumneavoastră? Da. Așa faceți? Da. Păi și pe ce cheltuiți pensia? Tot așa pe materiale de construcții, pe... Da? N-aveți pentru ce, nu face nimic. La revedere, mulțumim frumos! Acum să știți că vă iertăm. Ați băgat-o cam așa, să lăsați măcar număr în geam data viitoare. Să nu gafați că Shelly știe, dacă gafezi, permisul a plecat. Ar fi funny să-ți ia permisul în Leroy Merlin. Să facă proces verbal, conducătorul auto a fost surprins în magazinul Leroy Merlin, reclă putere. Deci fii atent, Cârje, hai să vedem care dintre noi e mai bărbat de casă, așa bine. Cred că o să câștigi tu, dar ideea ar fi următoarea, facem un challenge, da? Deci mergem și alegem fiecare câte 5 produse, separat. Mă duc eu într-o parte, te duci tu într-o parte. După care ne întâlnim și celălalt trebuie să ghicească la ce sunt folosite produsele respective. Trebuie să alegem chestii care să fie cât mai ambigue cu putință, dar noi trebuie să știm ce alegem ca să verificăm pe celălalt. Da? Avem voie să întrebăm? Exact, tu întrebi când alegi, da? Dar când eu te întreb pe tine ce am ales eu, să-mi spui, ești tu singur, da? Ok, perfect. 5 produse. 5 produse, hai. Bănuiesc că atunci când ați plecat de acasă, au spus prietenele, bă, dacă tot te duci la Leroy, ia și mie ceva, nu știu. Buretele de duș. Am uitat să-mi iau burete de duș și mi-a zis că nu mai avem. Mie nu mi-a zis nimica. Nu te gândești să iei și tu ceva frumos? O... Ce îmi recomanzi, domnul Ionită, să iau? Nu știu, o floare în ghiveci? Da. Se varsă, mai bag. Oh! Se varsă pe drum. Da, o rumână parfumată e o idee bună. Păi pe bune, se varsă sau nu, cred că ți-o dăm într-un ăsta. Da, ce? Da, ți-o dăm ghiveci. Ți-o dăm în ghiveci, dar ți-o dăm ghiveci, ghiveciul ăla pune ceva deasupra să nu se verse, nu? Îți dau sigirat, cum ar veni. Un Logan până la București. Ce să duce cu șofer? Nu o să aleg chiuvetă, că știe și el ce e chiuvetă. O să mă duc pe ceva mult mai greu. Hai să vedem cele mai ciudate chestii, frate. Ceva ce n-ai de unde să-ți dai seama ce se folosește. Ah, uite-te, mă. Da, îi ascund, să nu vadă poza. Eu n-aș ști că e de aia de pus. Gelul de duș, de pus chestii la cadă, lângă cadă.
la baie oricum. Picurătoare, pentru ce este picurătoare? Chili nu scrie pe ea, e perfect. Să-l subestimez să vin cu un de-asta de hârtie. Ce e asta, chili? Nice. Asta e gen să-ți pui bara de la umerașe în dulap. Dar și el nu se știe, pentru că pare că n-are umeraș acasă. L-am văzut foarte șifonat de fiecare dată când l-am văzut. Fir de nylon funcționează cu mașinile de tăiat arboreț. Asta se pune la primările astea de iarbă și practic taie iarba. E ca o chestie care se uzează în timp și se schimbă. Se dă o opritoare ușă. Ah, nice! Sunt opritoare de alea de jos. Pare că sunt ouă de Paște. Piră pentru a scuți ranțul de la drujbă. La Shelly? Dar mă fac că nu-l ascult acum. Am auzit doar pile de ascuți lanțuri. Pile, creier. N-are cum să o nimerească pe asta. Gata, l-am rupt. L-am rupt. Mamă! Asta e de aia la colț, ca să nu se zgârie colțul cu mașina în parcări. Am 3 jumate, de unul nu sunt încă sigur că rămâne. Oare ce îmi dă Shelly? Eu am terminat, nu știu, de domnul Cârje. Eu sunt set. O să zică că e direct fluier. Lance, furtun, de furtun de jeturi. Eu doar trebuie să țin minte. Bun, am 5, dar încerc să mai fac rost de 1. Nou. Nu face nimic. Mulțumim. Cu drag. Am avut timp și de poze, m-am descurcat repede. Aici am avantaj, că el în loc să caute produse, el face poze cu lumea. Nu mă cunoaște nimeni, n-am făcut o poză de când am intrat aici. Ăsta e târnacop și vreau să zică că e ghidon de bicicletă, fii atent. Burghiu pământ. Bun, eu avem produsele. Se pare că domnul Cârje n-a ajuns încă la destinație. O să-mi iau un loc reduț în cad acolo și aștept. Hai, domnule. Rugămintea mea să nu te uiți peste... Peste ce? Peste imagini. Că eu am unele cu imagini mari. Păi ai fost fraier. Eu am fără imagini. Bun, ăsta e primul meu produs. Bă, pare ceva în care bagi ceva pe un capăt. Ești aproape, fluier, în zona aia. Se folosește în grădină. Depinde. Pentru apă, furtun, ceva, pentru udatul grădinii. Foarte aproape. Undeva intră un furtun, atât pot să zic. Undeva intră un furtun, da. Aici intră furtun. Da, și acolo... Și stopește, da. Prin mai multe părți. Este, nu știu cum se numea, două jeturi are. Este doar la Leroy Merlin găsiți asta. Am înțeles. Deci am nimerit, ai nimerit, e ceva de furtun, la furtun. Ia să ne scrie pe el. Nu scrie. A, da, nu scrie nimic. Bun. Dar mergi pe încredere. Perfect. Are 1-0. Okay. Aș fi mers pe ceva de pescuit. Da. Ață dentară pentru cai. Nu? Ce se folosește în grădină? Este un accesoriu al unui aparat pe care îl folosești în grădină. Știu, ăla de tăiat iarba. Mamă, ți-am dat o servită. Da, 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 nu? Da, este ca o, este practic, se înfășoară în jurul chestii ăia și fiindcă e foarte ascuțit așa, tai iarba cu el. Am tăiat iarba și acum l-am văzut în cap când l-am întors cu capul. Da, oricum ți-am dat o servită. 1-1, e frumos, mulțumesc. Uite, servită ți-o dau și eu pe asta. Ce stai, mă, ghidon de trotinetă? Deci asta e chiar ceva ce se bagă în pământ, are chestia asta de în pământ. În pământ sau un motor unei trotinete, cum ai zis? Nu, e clar pentru în pământ se bagă, e tot ceva de grădină. E pentru a... Biciclete de grădină? Nu, nu, e, nu se folosește ca accesoriu la ceva. Se folosește de sine stătător, da? Accesoriu. E accesoriu, adică la... e utilaj. Utilaj de făcut gropi în grădină, de plantat. Burghiu. Burghiu. Burghiu de grădină se numește. Ok, n-am apucat. Cu ăsta sapi, dacă vrei să faci o gaură pentru o... Cârtiță? Dar am zis că sapi cu el, dar... Da, dar zic că doar îl bagi de sine stătător. Dar este utilaj. Dar o să jumate? Punct? Dăm jumate. Hai, ai 1-1. Bun, fii atent. Ce e asta, tată? Pare dublă adezivă. Știi la ce se folosește? Când văruiești în casă, să faci o linie de aia, ca să nu fix pe acolo. La casele bătrânești pe vremuri, se făcea o linie sus și o pui pe asta și după aia văruiești. Zic că a nimerit. Se folosește și pentru asta? Nu, nu. Mă, tu, nu, dar ce, nu ți-a ales altcineva? De nu. Ce? Am întrebat și eu ce este. Nu, nu. Este cant pentru mobilier. Se pune cum a venit când ai placa de lemn, pui pe la capete din ăsta. Și am vrut să zic. Deci se face, se folosește la mobilier. Am jumătate de punct că posibil să folosești și la văruit? Nu, nu se folosește la văruit. Bine. 0 puncte. O să-ți dau ăsta, dar am rugămintea să nu te uiți pe poză. Da. Mirai așa cu totul? Da. Un speed bump, ce e ăsta? Deci n-am voie să mă uit în partea asta, doar atinge-l, simte-l. Nu mă uit, mă, nu mă uit. Vreau să văd ce e pe... Cred că am câștigat, oameni buni. Nu? S-a uitat. Nu m-am uitat. Bă, că românul cum a făcut. Fii atent, ăsta stă așa dacă îl pui. Da, hai că ți-ai ăsta uitat. Ăsta stă așa, nu m-am uitat. Vreau reluarea cum s-a nu uitat. Nu m-am uitat, ăsta stă așa dacă îl pui. E pentru a înfășura ceva, a marca ceva, a semnaliza ceva. Este ceva folosit pentru a semnaliza ceva, se pune pe stâlpi, ca în parcările subterane. Ca să nu lovești stâlpul sau ca să vezi stâlpul. E practic un material, un avertisment. Da, este nu un avertisment, este colț ca să nu lovești mașina de colț, da. Să protejeze de lovituri. Da, da, am nimerit. Dar o să-ți dau doar jumătate de punct, pentru că sunt sigur că colegii de la editare vor băga reluare când ai făcut. Dar nu m-am uitat. Ce mă asta? Nu am văzut doar poza. Ce minus.
Am văzut doar poza, ești obraznic și n-am văzut nici lasă, poza, n-am știut. Lasă punct de la Doamne, mine. Doamne, ce obraznic. Bă, frate, n-a fost așa. Abia aștept reluarea aia. Ce e asta, mă? Pare foarte dubioasă, în primul rând. Se bagă într-un furtun mic. Și ce faci? De ce se bagă capac... în furtun mic? Ah, nu, e țâșnitoare. Stropitoare de aia de... E ai punct. Hai, o vește, mă. Să nu întorci pe spate, te rog. Ok. Am menționat. Da, este... E un opitor de ușă, cumva? Dacă nici acum nu s-a văzut pe cameră. Nu știu despre ce vorbești. Dar nu te-ai fi dat seama, niciodată, efectiv par mici de ping-pong. Pe față mare, Doris Stapper, da? A, în primul da. Și în primul rând. Da? Și aia n-am avut, că nu mi-ai să mă uit și m-am uitat involuntar, deci punctul iar meu. Ție asta, șefule. Păi, efectiv, mi-a adus cele mai neinscripționate chestii. Dacă ghicești și asta, îți dau două puncte. Dar exact pentru ce se folosește, la ce se folosește tot. Nu așa să fii pe aproape. Este o pilă. Am trecut pe lângă voi când vorbeați despre asta. Bă, și am zis că țin minte, mă. La ce se folosește? Nu, n-am de unde să știu. E foarte greu. Renunți? Se ascute ranțul dușbei cu asta. Da. Da. Hai, azi dau un punct din două, sunt generos azi. Conduce, clar. Să nu citești spatele. Ok. E clar, e ceva de pus șuruburi în perete. Mai exact. Cum... De prins, e ceva de prins în perete. Prins în perete, ceva cu el. Nu, nu știu, e prins în perete, ceva cu el. E hoi șurub, dar nu hoi. Suportul de umerașe. N-am apucat. Asta e. Ți-am zis că nu are umerașe acasă? Ți-am zis că nu știe? Ce e asta? E, nu o să citesc, fii atent. Îmi dă vibe că aici îți bagi umbrela când mergi la plajă. Dacă ești editarent, poate îți bagi umbrela acolo când mergi la plajă. Ce să fie, mă? Dar îmi dă chestii, nici măcar nu pot să citesc. Te dai bătut? Oricum am pierdut, da. Este un braț de un picior de mobilier. Și până aici am zis, îl pui pe birou. Nu, am spus că un picior de mobilier, tu pui al birou peste un birou. Bă, cred că ai cam pierdut aici. Bă, nu știu ce am, deci bă, nu o fac intenționat. Să nu mere cineva tot episodul, vă rog. Deci nu o fac intenționat. Cred că ai cam pierdut, Mădărin. Aici au văzut colegii noștri că ne distram cantare și au zis să ne dea ceva greu de făcut ca să ne mai revenim puțin. Bine ați venit pe raionul de feronerie, colegi. Ai înțeles de fructe, o secundă. De feronerie, nu feronerie. De feronerie. Aici șuruburi. Este lumea șuruburilor. Ce avem de făcut? Fiind un raion în care ritmul e altul, pentru că aici aprovizionăm zilnic, se mai încurcă șuruburi. Clienții ia de aici și pun aici, sau invers. Aha. Și noi avem misiunea de a le selecta, de a le sorta, să zic așa, și a le pune pe fiecare la locul potrivit. Eu vă las, băieți, am niște treabă, revin mai târziu. Salutare! Ne descurcăm, adică nu văd o problemă de ce nu ne-am descurcat. Doamne, cine a dat? Ia așa cu pumnul, Shelly. Eu nu pot să cred că cineva chiar stă și sortează asta, mă. Eu sunt genul care în magazin iau o chestie de la un raft și o pun la alt raft. Nu o să mai fac niciodată asta. E nașpa. I-am găsit. Ăsta e, dă-l măsa, uite. Vezi că e altă culoare. Sau nu contează. Ăsta e, mă, frate. Ăsta e, Ioniță, ăsta e. Doamne, mi-e dor de băgat ciment în mașini. Efectiv. Uite-te ce e aici. Dar astea sunt altă culoare, domnule. Mi-e și frică să pun că cineva o să-și ia țeapă dacă fac eu o greșeală. Cineva o să bată un cui greșit într-o casă. Poate e un cui greșit. E o poveste fără sfârșit. Pare mai mult de la, de duce urină la spital. De când juru. Bă, dar asta e altă culoare, nu știu, asta e pe negru, asta e pe alb. De unde vine asta? Dacă ai analize puternice de dus? Cred că vine mai pe aici. A? Da, eu nu, efectiv, un șurub n-am pus la locul lui. Shelly cred că m-a bătut. Vă ajut cu ceva? Hai că ajută Shelly. Vă descurcați, nu? Știe mai bine decât noi, Shelly. Știți cumva unde vine șurubul ăsta? Vă pot ajuta? Nu. Dar șurubul ăsta știți unde se pune? Nu vrei să mergem înapoi la aia cu mașini? Era mult mai fan aia. Sincer. Asta să... mi se pare că e pedeapsă, frate. Când efectiv, când ești angajat nasor, te pune la șuruburi. Dacă întârzi sau ți-ai concediu și n-ai anunțat, direct la șuruburi. Ia uite cum am nimerit, ia uite. E de aici toată ziua. În cutia asta sunt și piulițe, șuruburi mici. Efectiv, n-ai cum să le iei în mână. Fii atent, hai să punem astea aici. Domnul nu e și am plecat. Hai să strângem căruciare din parcare. Mai fan. A fost o muncă atât de grea. Atât de grea. Eram în trecere pe aici și vreau să vă arăt că mi se pare foarte funny. Practic aici e o zonă în care poți să testezi diferite calități ale geamurilor termopan. Vrem pe aici testați izolarea fonică, fiți atenți. Chiar izorează aici, nebun. Au pus oamenii mei o boxă pe partea asta să demonstreze că ia uite. N-auzi nimic. Sunt două variante. Ori geamul e super bun, ori e un băiat care dă play și stop în timp ce noi deschidem geamul. E un băiat acolo. Și la mine... termică. Becul ăla dă o căldură incredibilă și când oprești, bă, mi-e frig. Nu știu ție, Shelly. Da, nu. Eu mor de frig aici. Mamă, ești prost. Te bronzezi. E saună. Recomandăm geamurile. Da.
În general, asta aveți geamuri în casă. Asta este un showroom în care puteți să veniți să testați diferite produse. Dar hai să trecem la o muncă mai serioasă și cumva în același timp și mai ușoară. Aici avem nevoie de echipament special. E o zonă în care debităm lemn și e foarte important să evităm orice risc. Noi debităm numai tâmpenii pe internet, deci cu lemnul e prima... Avem ochelari de protecție. Ok. Uite, o pereche pentru tine. Dorian Popa ar fi invidios. Putem să păstrăm, că eu mai am de la cinema mulți acasă. Da, dar nu poți să-i folosești la cinema, din păcate. Mamă, sunt cu dioptrică, parcă văd așa mai necrar până ei. Așa, bun. Dau un scoș pe ei, nu? Dăm ăsta jos? Ba da, dezlipiți. Eu îl păstrez. Da? Cum vrei tu. Avem antifoane. Antifoane, ca să ne, așa se cheamă? Să ne protejăm urechile, da, de zgomot. Aveți pe mărimea mea? Nu au nimica. Cred că Drăcea... Cred că lui Cârșe trebuie să-i dai ceva mai pentru urechile alea, că păuge așa. Dar de ce vorbești așa? Asta nu e pentru gătit. Mamă, chiar e noise cancellation pe bune. Fică primul episod din la muncă, efectiv primul episod din primul sezon te-a sfiera de Romerin în 2021. Hai, unde-i pâinea aia de trebuie să o frământăm? Aduceți pâinea. Acum, poți să-ți testezi bocancul? Doamne. Da, chiar e ceva cu bocancii ăștia. Chiar e o chestie. Dar sunt foarte ușori cu toate astea, asta mi se pare tare. Au venit și măștile, mască de protecție, răspund la trepări doar că sărtau orecții. O secundă, imediat, ne adaptăm un pic mai greu la condițiunile de muncă, dar imediat. Ok, avem de debitat această placă. Nu dăm plasticul jos? De obicei nu se dă. Nu se dă jos? Clienții preferă să fie plasticul înfoliat. Aha. Să fie blatul înfoliat ca să nu se zgârie până ajung acasă. Sau lăsăm așa pur și simplu? Lăsăm așa, okay. Și le ducem până sus și venim cu platul ăsta, o să-l scurtăm la 50 de centimetri. Shelly, pornești tu, da? Îți apăs pe asta? Da. Haide, tată. Am plecat! Ușor, ușor, merge ușor cu ea. Până jos, până jos, până jos. La perfecție, ești nebun la cap. La perfecție. Gata, iau eu surplusul de aici. Vreau să cunosc clientul care i-am tăiat așa frumusețe de masă de bucătărie. Băi, nene, e perfectă. Ia uite-o, băi, nene, cum e. Domnul Cârșe, recunoașteți, ați fost speriat la tăiatul de lemn? Da, dar nu la mine. La tine. Nu știam unde-i mâna lui Shelly care... Nu știam unde-i rama, nici eu n-am înțeles exact. După aia m-am prins, ok, aia vine de sus așa. N-am înțeles exact. Și știu că tu lucrezi foarte mult cu calculatorul, cu mouse-ul și ți-era fix mâna dreaptă acolo. Și zic, mamă, ce face dictatorul nostru? Dictatorul fără mâna dreaptă e greu. Ne-am descurcat și aici, mergem mai departe la următoarea misiune. Între timp ne-a intrat o comandă online, dragi prieteni, și eu cu domnul Cârge aici de față. O să facem concurs care completează primul comanda clientului. Avem aplicația Leroy Merlin. În caz că uiți parola de la telefon, să știi că este un R. Poate crede că este de la Leroy Merlin, dar nu este. Este la faptul că vei lua un R la această probă. Dacă vreodată veniți și găsiți un telefon pe jos, știți, codul e L. Plecați că la casă orice telefon. În afară de furăciuni, practic noi încercăm să completăm comanda asta cât mai repede posibil. E o comandă destul de complexă cu multe accesorii. E tare că măcar în aplicație poți să scanezi să vezi dacă ai nimerit produsul corect. Începe cursa, domnul Cârșe. Start. 3, 2, 1, start. Hai să luăm întâi cărucior. Cărucior. Nu știu dacă domnul Crâjul o să ia cărucior, dar eu cu siguranță o să vreau un cărucior. Ia uite, fix de ăsta de copil am găsit. Mamă, e talent. Hai să vedem. Ah! Fii atent, eu o iau din sus în jos, tu din jos în sus, ca să nu ne furăm părăria, să luăm aceleași produse. Hai, da, avans, du-te. Bun, hai să vedem. Vrei poză ceva sau? Da. Faceți poze cu Shelly multe. Am plecat. Vrei o poză? Dacă vrei poză, treci în cărucior. Așteaptă un pic să iau toate produsele omului și după aia fac poză cu tine, da? Unde găsesc filtrul HEPA, știți? Instalații, mulțumesc. Am trișat puțin, vreți să vă mint? Știi cumva unde e raionul de electricitate? Nu știi? Dacă amețești sau ceva să-mi spui că eu sunt mai handicapat, să știi. Mamă, Shelly ține pe toți de vorbă. Cum te cheamă pe tine? Alex. O plăcere să mergem astăzi împreună. Câți ani ai tu? 14 ani! Mamă, deja vârsta care poți să mergi la festivalul Bișpris! Electricitate 0-3. Nu se întreabă pe băiatul ăsta de ocupat. Filtrul HEPA, hopa! Nu, cred că domnul ăla o să fie salvarea noastră. Două secunde, o verificăm acum să vedem unde este. Mersi să nu filmez asta, că sunt ajutat. Ei, fără ajutor, Shelly, fără ajutor! Să nu mă ajutați, dar n-am voie să fiu ajutat. Adaptor socru bec. M-a ajut să caut? Adaptor socru bec. Ia vezi că l-am găsit. Dar n-are nimic în coș. Iau? Doar îl ascund. Acum toți copiii în comentarii. Doamne, ce urât a jucat Cârșe. Cum să-i fure coșul lui Shelly? Merge mai departe la prelungitor Rexman.
Ăsta de jos, ăsta de jos e. Gata, l-a luat. Mergem mai departe la unerte, raionul 4, încolo. Da, eu nu știu ce trebuie să fac. Mă ajutați, vă rog, din suflet. Da. Filtru HEPA, cică la aspiratoare. Capsei iner, mama asta mi-a dat greu. E tot pe aici. Crâșe, unde sunt unertele? Nu știu, te descurci. Eu am de la 3 produse, asta vreau să zic. Suntem pe aici, capsei iner, parcă colorate așa. Ca asta caut și eu, dar... Cauți capsei iner, nu? Nu te uita la ce am aici. Nu mă uit. Ca să nu vezi tu cum arată. Ne ajută, te rog, capsei iner, poate găsești. E al meu. Ah, ok, și-a băgat om Shelly. Shelly, mai azi doi oameni ca să-mi faci față. Poate. Da, din mers așa. Ia zici mie ăsta, și ai văzut cumva un produs ăsta la unerte? Capsei iner ăsta. Trebuie să fie multe la bucată. Hai, m-a ajutat să caut, da? Fac poză cu voi, dar cine găsește primul? Ia, zăvor, nu, cârlig cu iner. Sunt cam peste băieți și la prelungitor am văzut de unde l-au luat. Să nu intre pe cameră cum a fost ajutat, da? Bine, bine, frate. Mulțumesc frumos. Rămâne între noi, te rog. Mi-am făcut prieteni în tot Leroy Merlin, efectiv. Sunt prieteni cu toată lumea, frate. Aici pierde Shelly. El face poze cu copii în loc să găsească prieteni. Capse inel ori 200 trebuie să găsim. Inele. Inele de calamar. Băiatul ăsta m-a mai ajutat de două ori. Efectiv, sunt dator la tot Leroy Merlin. Eu vreau să zic că m-a surprins foarte mult cât personal. Adică nu vreau să zic că am fost ajutat neapărat printre raioane. Dar la orice raion am fost, era cineva care să mă ajute acolo. Ceea ce a contat foarte mult pentru concursul nostru super corect. Trebuie să le cumpăr ceva când termin o bormașină fiecare. Fierbe Shelly. Are 3 ajutoare, 3 copii mici. Degeaba, bă, șelare. Trebuie să ai oameni pricepuți, nu? Pune și vin eu. Vine, se pare că fac eu. Bă, nu sunt astea cumva? Băi, ești nebun. L-am luat și pe ăsta. Și l-am văzut pe Shelly undeva la prelungitoare. Mă duc dincolo. Mulțumesc frumos, din suflet. E ultima oară când mă rog de tine. Mersi mult. Uite, e coadă la Shelly. Toți copiii sunt după Shelly, dar degeaba. Deci mai avem centură port unerte 6 buzunare. O centură de port unerte, care e tot aici la unerte, în teorie. Capse ineror 200, ia uite-le, băi! Bă, cum mi-am găsit și pastea, bă, incredibil, băi! Da, mă, asta e! Da, mă, asta e! Ești bun rău de tot! Prelungitor Lexman, care arată foarte dubios, are un cap mic. Ăsta? Cred că am terminat! S-a terminat, oameni buni! Ce ziceți, mă, copii, găsim înainte să găsească cârje? Să se noteze, sunt primul, toate produsele. Ba chiar am adus și în plus, poate. Copii, vreau grupații în spatele meu, fiți atenți. Când eu zic Leroy, voi ziceți Merlin. Leroy! Merlin! Leroy! Merlin! Leroy! Să se verifice, vă rog. Câștigător? Câștigător. Păi ce face Shelly? Ce fac? Mă duc să mănânc până vine Shelly. Am apăsat pe finalizare. Să o trimitem, să facem un craiovean fericit. O, mulțumesc frumos, băi, am muncit singur, băi. Deci, fără creierul meu, nu găseam aceste produse. Mulțumesc frumos. Crișe săracu, n-ai nicio șansă cu aia de bec. Gata, mulțumesc frumos. Hai copii acasă. Facem poze, ce vreți voi. Leroy! Leroy! Avem 12 ani. Efectiv ne jucăm în Leroy Merlin. Vreau să-l aud cu, băi, l-am distrus pe cârș. Fără niciun ajutor, nu m-a ajutat absolut nimeni. Cele două filtre HEPA, nimeni nu m-a ajutat. Care, uite, ia uite și așa, ia uite prelungitorul, ia uite astea scanate, toate verzi, toate. Cum spune copii? Leroy! Merlin! Cu siguranță am fost foarte perspicace și m-am descurcat pe cont propriu, nu m-a ajutat nimeni. Am pus toți copiii să strige Leroy Merlin. Domnul Cârje, nu pot spune că a fost o ruptă corectă. De când te aștept aici m-am plictisit. Cum, adică ai ajuns primul? Da. Când ai ajuns tu, mă, primul? A ajuns primul, Cârje? Nu pot să cred, ne-a bătut un om. Vreau să filmați câți au fost ei, da. Hai băieți, Leroy! Nu prea au chef la tine, Cârje, nu știu cum să spun. Hai să facem poze, ce să mai zic. Bravo, Shelly. Ajutat de foarte mulți copii. Cine e bun la a fi... între scule, e un tată bun, va fi un bunic bun. Sunt un gospodar desăvârșit, asta pot să spun. Acum că am înțeles cum funcționează lucrurile prin magazin, hai să încercăm să și ajutăm niște clienți. Te putem ajuta cu ceva? Te salut, Mădălin, îmi pare bine, expert în chestii de corpuri de iluminat și la Leroy Merlin. Vom să vedem dacă vreau aveți aici cumva un model de candelabru. Ce fel e? Studio? E bucătărie? Ce... Deci salut! Salut, Shelly! Îmi pare bine! Orice e nevoie, întreabă-mă pe mine, eu sunt senior, el e ucenicul meu. Atunci hai să luăm așa, ajutați-mă cu ceva pentru sufragerie, ceva modern, ceva... Lustră, sau ce cauți mai exact. Da, da. Shelly e expert pe... Dom'le, pe bază de modern, uite, aceste două modele mi se par foarte mai pe modern, așa, în special ăsta mai pe alb. Da, dar ăsta n-are curent, ți-aș recomanda ăsta, că ăsta, vezi, se și aprinde. Așa, astea iarăși mai sunt pe modern. Da, ai un buget alocat aproximativ, adică... 1500 de lei, nu e o problemă.
Păi spune, îți dăm vreo 4 atunci. Ascultă la mine, mami, nu sunt o problemă, bani. Cred că îți dăm și televizor în banii ăștia, îți punem și un televizor în sufragerie. Ideea e că la oamenii sunt prețuri mici în fiecare zi. Deci nu e că ai nimerit într-o zi, anume ele sunt în fiecare zi. Deci nu vă gândiți că este doar, nu știu, poate prețuri mici în zilele care se termină cu I sau doar marți sau joi. Deci prețurile sunt mici în fiecare zi a săptămânii, inclusiv în cele nelucrătoare. Acesta este și sloganul lor, prețuri mici în fiecare zi. Și am dorit să punctez acest lucru. Și pot să confirm, adică buretele de duș e foarte deci, ieftin. Deci ăla ce țin buretele de duș e 100% ieftin. Deci uite, brustele era vreo 300, 359, 200, tu ai avea ceva mai top, mai premium. Am părut expert, l-am luat foarte bine, după care a venit Shelly, m-a făcut direct subaltern, am pierdut toată autoritatea pe care mi-am creat-o, am pierdut-o instantaneu. Nu, ideea că e foarte greu să găsești ceva scump la Romerin, pentru că are prețuri mici în fiecare zi, asta e chestia, adică n-ai cum să zici, bă, 15 milioane e cheltui pe o rustră, e greu rău, adică n-ai dat temă grea. Și foarte multe variante și vezi, acum trebuie să stau să le analizez, să văd. Exact, are o gamă foarte variată de produse. În ceață, prea bune ofertele, prea multe variante, da. Și atunci... Exact, ce să fac, faceți-le, domnule, mai scumpe și mai puține. N-aș vrea să fiu în pielea clientului. Da, nici eu n-aș vrea, îmi pare greu rău. Trebuie să consumi iubita cum ar veni acum. Păi sună, nu vrei să sun? Ce ați făcut, Reroa. Dar întrebarea mea este, e un brand francez, e clar după nume, Reroa Merlin, nu? Ce înseamnă, adică e doar un nume propriu, Reroa Merlin, așa-l chema, sau înseamnă ceva, nu știu, chiar aș fi curios, să mai trăiește domnul Reroa Merlin, să-l cunoaștem. Bine, dacă ai pisică, poate să sară prin astea, știi? Da. Asta, dacă ești pasionat de citit, lampa asta, poți să citești din picioare. Asta sau pentru tot așa, uite, pentru dormitor, poți să iei șarpere, dacă vrei. Așa. Nu pleci, te mai uiți, nu? Da, ia, te rog. Părea că pleci, m-am speriat. Bă, când eram mic aveam veioze de-astea. Deci eu primele mele vloguri am luminat cu veioze de-astea. Asta era lumina mea, n-aveam softbox-uri, n-aveam lumină de studio. Astea erau veiozele. Bun, deci ne aflăm aici din nou alături de Drăcea și Răzvan. Ne aflăm aici alături de Alexandru, dragi prieteni, care lucrează la parchet. De ce trebuie să știm să montăm parchet în viața asta? Da, măcar o dată în viață, cu siguranță, cineva are nevoie să știe lucrul acesta. Ok, bun, hai să învățăm să montăm parchet. Și cei de acasă învață împreună cu noi în această zi, la Leroy Merlin, cum facem când ni se umflă parchetul. Poți să faci ceva, bagi o șurubelniță sub el, eu am pățit foarte des. Ni se umflă de la apă parchetul, nu de la Leroy Merlin, acum din altă parte, vă dați seama. Ce dacă se umflă, trebuie schimbat. El fiind din lemn, el suferă foarte mult la apă. Bun, haideți să montăm parchet. Ce avem nevoie? Prima și prima dată avem nevoie de acest substrat. Ok. După cum știm, constructorii mai dau erori, da? Și ne fac o șapă imperfectă. Și atunci asta mai nivelează. Și atunci avem nevoie de el, da, pentru a nivela. Acesta este un izolator complex. Okay. Adică conține și această folie, care are rolul de barieră de vapor, da? Să nu cumva să facă condens în spatele lui sau mai știu ce. Se extinde, da? Asta așa, da? O punem pe jos aici sau? Deci exact. Asta avem noi acasă sub parchet sau doar testăm aici? Toată lumea ar trebui să aibă acest lucru sub parchet. Nu știam asta, am învățat ceva nou. Bun, ce urmează? Luăm parchetul. De care? Ce culoare vrei, Shelly? Uite, mergem pe una a domnului. Asta vă place dumneavoastră, cu ăsta. Avem aici un parchet bun, îl putem folosi și la încălzirea în pardoseală. E fix ca un puzzle. Există anumite tipuri de parchet care nu merg folosite la încălzirea în pardoseală? Acela de vorbeam mai devreme de el, acela de 9 luni și pe el, acela de-l găsim pe la bunici, nu putem să-l folosim la... Am înțeles. Da. Și cum se montează? Presupunem că aici avem peretele, da? Da. Mai greu să improvizăm un perete, da? Stau eu dacă doriți. Așa, deci tu ești peretele, perfect. Da, și venim aici cu prima placă, după care trebuie să luăm a doua placă. Uite, așa. Trebuie să o potrivim aici, aha, da? Să intre în cant. Aha. E ok? Da. L-am pus în jos. Păi și el nu iese acum din cant? Nu iese, pentru că nu vine nimeni să ridice de el. Aha. Fii atent că de repede se pune următoarea placă și-l potrivim. Și acum îi dăm un capac? Te rog. Așa? Super, e gata. Bun, perfect. Ce tare, chiar pare o activitate fun. Am învățat ceva nou. Mulțumim foarte mult pentru tutorial, domnul Alexandru. Mulțumim de suflet și promit cândva o să... Ne-a bine. Bravo, Shelly. Uite, vezi că scena la Beach Piz n-ar fi rău, rea cu niște parchet din ăsta. Vezi că se cheamă Porta Flora Festival, punem pe jos. Pe jos pe unde stă lumea. Pe scenă nu o să punem parchet, dar... Arată foarte mișto. Am fost întrerupt de la muncă ca să fiu decorat. O să fiu gradat. Deci ce grad primesc? General. General, câte stele? Deocamdată o stea. O stea? Acum trebuie să mai muncești. Mă gândeam că direct 4 stele, matriță de rovere. Triunghi ca la Beach Breeze, ce coincidență. Wow. Ar trebui să vorbim la marketing, la Leroy Merlin, repede. Domnii marketing Leroy, aveți logo-ul identic cu festivalul nostru. La noi triunghi în jos, la voi în sus. Trebuie să lucrăm, contactați-ne. Știi că e bine să stai cu picioarele mai sus? Nu știam de ce. E unghiul mai bun Transit, de atac. Transit, am auzit eu ceva, am citit. E unghiul de atac care e diferit, nu? Nu, asta e pentru când plângi.
Când ești pe WC și ți amintești cât... Asta e când îți faci pedicura în același timp și vine doamna la tine acasă, cum mai faci, se întâmplă, așa? Dar te grăbești super tare, că ai o întâlnire la care ai emoții. Da. Și atunci tu stai, mai dacă ai botoșei ăștia, s-a terminat. Îți faci și pedicura, a? Dar e singurul cu o liță din asta de copii mici. Da, cred că orice WC poate fi echipat cu această dotare. Am observat la foarte mult, eu mă mai duc la oameni acasă, gen la WC random, și foarte mulți oameni au chestia aia, ci că ajută mai mult la tranzit, să-ți fie picioarele ridicate în sus. E un mit. Poate doar e un mit, nu știu. Ați muncit foarte puternic astăzi, băieți. Bă, chiar s-a muncit. Chiar s-a muncit, sunteți transpirați puțin. Unde ați avut cele mai mari emoții? Direct la casă de marcat. Eu n-am avut emoții, că am mai stat la casă de marcat. Stimați clienți, casele 7 și 8 s-au deschis pentru dumneavoastră aici la Leroy Merlin. Vă rog, poftiți. Bun venit la Leroy Merlin. Ce ați achiziționat astăzi, domnule drag? Niște faianță. Puneți aici faianța fără ezitare. Vreți să vă ajut? Eu o să scanez atunci, vă ajut cu scanatul. Tu stai la casa ta, vezi de treaba ta, numai că asta îmi fac eu combinații aici. Cum achitați, cash sau card? Doriți și factură sau? Și vrea și factură, o să fie greu. Perfect, hai să vedem dacă aveți și bani pe card. Aprobată. Eu n-am avut niciodată strategia de a rupe asta. Niciodată, mereu m-am încurcat la ruptul ei. Poftiți, este copia dumneavoastră, vă dau și bonurețuri imediat. Am avut 8 produse aproape identice, dar nu erau identice. Am stat și am bipăit la fiecare, doar că n-am știut că poate să bipăiești dacă nu-ți scanează produsul. Grea muncă mi-a dat. Iertați-mă, sunt în prima mea zi. Mamă, ce am prins. I-ați dat ușor lui Shelly. Nu vă grăbiți tare, tare. A cui sunt? Ale tale? Ale noastră? Trebuie să urmărești ecranul. Nu, dar fotourile astea sunt foarte, deci cei de la Leroy, o zonă de relaxare, pau, cum stă astea Dumnezeu. Pe care o merităm din plin, da, în aceste momente. Asta, la casa de marcat a fost singura unde îmi venea să... Mi-era rușine că sunt acolo. Mi-am dat seama că trebuie să întreb oamenii la casă, bună ziua, vă grăbiți cumva, da? Vă prea un coleg mai experimentat. Asta aș fi făcut, l-aș fi trimis la Shelly. Dacă știam că omul se grăbește, n-aș mai face asta. Era acasă, mi se pare cel mai rejer. Pam, 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 mă zice că trebuie să dai rest, nu trebuie să stai să calculezi. Hai, Shelly. Gata? Mai pregătit? Mult. Aș testa o pasta, sincer. Pare te solidă. Te-ai vreodată cu din asta pe spate? Bă, nu m-am spărat, nu. Sincer, nu. O foloseam când avea bunica mea cal. Avea cal? Aoleu, ai făcut-o de berbecuț. Ia să vedem. A? Se stă bine. Rămâi acolo. A, ce bine. Putem face tot episodul de aici? Și să-ți iei halatul, să nu răcești când ieși. Mamă, ce confortabile sunt. Vezi că e chiar confortabilă. E pe mărimea mea, așa. Doar simt tot așa. Te-ai spălat vreodată din fund? Cum să mă spăl? Așa, din fund. Da, dar nu cu dăra. Cu burete? Nu cu burete, dar nu. Tu folosești mâna sau buretele? Cât mâna. Spui? Îmi folosesc mâinile. Ești genul ăla? Nu, recomandăm căzile astea de o persoană. Oare nu încap două persoane? Zici tu că ar încăpea aici două persoane? Nu dau seama, dar dacă recomandăm ceva omului de acasă, să fim siguri, nu? Te poftesc aici, Cârje. Să testăm teoria. Dar tu ești și înalt. Asta e, cred că mai bine veneai tu la mine. Bine, e aceeași chestie. Tu ce ai acolo? Vezi că tu ai o ceva, o periniță de... Hai, vino aici, lasă rușinea, vino aici, hai să testăm. Să dea cineva cu apă pe noi. Și așa am putea face un podcast. Vezi că e o idee foarte bună. Ar fi un podcast în cadă, super, super tare. Lasă-mă puțin. Tu stai așa și eu zic, la ce te gândești, Shelly? Shelly, nu prea mă bagi în seamă de ceva timp. E stresat cu munca, Shelly? Sunt un pic, da. Am foarte multe episoade la muncă de filmat în ultimul timp. În zona de căzi am făcut bonding. Simt că ne-am cunoscut mai bine ca persoane. Da, mi-a plăcut cel mai mult acolo. Nu te apropie foarte mult statul în cadă împreună? Ba da. A fost o experiență foarte intimă. Apă curge de sus. Deci apă curge de sus. Ești ud acum. Sigur mă mai iubești, Shelly? Deci se pot și două persoane. Deci e reclamă farsă ce ai făcut tu. Pot intra două persoane. Pot intra două persoane. Tu ești chiar foarte înalt. Oameni buni, se întâmplă, adevăratele probleme sunt aici. Hai, Shelly. E foarte interesant pentru că tu azi o singură dată ai fost desculț fără ei și te-ai lovit cu piciorul în cap. Sper să avem voie să punem momentul ăla, dar încă mă doare. N-ai îndoit-o, dar... Accident de muncă, aro, aro. Zero. Da, da, a fost... ITM-ul. Haideți, glumim, pe bune, glumim. N-are nici pe dracu. Dați-mi o foaie și zic, nu este vina Leroy Merlin, este vina mea. Da, refuz să merg la spital. Da. Băieți, vă mulțumesc mult, asta a fost. Gata, nu mai ai întrebări? Da, da, stă că... Hai, gata. Hai să mergem. E foarte important să ai grijă de aproapele tău și să-l... Mulțumesc frumos. Vrei să nu alunici, că e ud pe jos. Am făcut bani.
Hai să vedem și la cabine. Tu ești genul de om, tu ești cadă type of guy sau cabină type of guy? Cabină cu duș de sus. Mamă, dacă îți cade la în cap, e minune. Mamă, e fix cadă de aia, de nu suport eu. Eu mă mai duc în țară și noi nu avem cameră fiecare. Și dacă ai duș din ăsta, e direct filmare. Adică clar da? Filmăm, da. Da, mă, dar nu se văd părțile intime. E frumos acolo. Păi da, da, tu poți să ridici așa telefonul puțin. E, da, voi știți. Trebuie să mă descalț aici? Eu acasă nu prea. Mă descalț. Asta e cada mea preferată. Dar pare că e fix pe fix, adică... Pentru că poți să-ți dai așa din cap și tu între timp stai pe telefon, mai bagi un TikTok și te și speli. Te provoc să intrăm amândoi aici. Nu. Să vezi că încăpem. Nu încăpem. Hai, mă bagă după ușă. Hai, hai. Nu, nu există. Oameni. Și bă, dacă vrei Ilița, se hai și tu. Știi unde mă simt? Ca la Dan Negru, la Ceau Darwin. Acum bagă apă pe noi și ne pune întrebări. Da, mă, dar e complicat. Adică poți să stai, da. Doar să stai. Da, e greu. Adică nu te poți nici spăla, efectiv. Astea sunt foarte mișto, că pare că mereu ești invitat la o emisiune. Când se deschide ușa, intri. Ajutăm cu ceva? Vă uitați de o cabină de duș, ceva? Să încapă două persoane, nu? O persoană. Luminosă, așa. A, am înțeles. Păi asta ne uitam și noi să încăpem, că noi voiam să încăpem amândoi. Să știți că și aici au, adică... Descoperim. Da, descoperim acum. Uitați, asta e mai mare, așa. Nu vă coafează? Aici poți să fierbi și pălincă. E atât de mult loc. Uitați, adică vă demonstrez, când intru eu cu... Mai încolo sunt cădițe. Și aici noi ne săpunim acum. Și fii atent cât loc e. E foarte mult loc. Mai spune. Da, asta cred că e cea mai mare, pe asta aș recomanda-o. E foarte greu să găsești și cădiță și cabină în același timp. Ați văzut undeva? Nu, 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 nu spuneți fără, unde. La un magazin. La un magazin, da. Ei iau, a? Da. Deci la cadă, dacă vreți, vani, sunt partea aceea. Sunt Dar putem să facem așa. Vă alegeți o cadă și vă băgăm noi. Încercăm noi să îndesăm aici, dacă vreți. Nu aici, așa, acasă, la pachet. La pachet, puteți veniți cu mașina, avem drive-in. Mulțumim frumos! Salut, zi bună! Sănătate! Voi ia o cabină de duș care are și cadă încorporată. E legal? Ai voi? Și strigă Veta! Mi-ai stricat chiuveta! Nu suport chiuvetele foarte complicate pe care nu știi să le pornești. Da, nici nu știu, e cu senzor, nu e cu senzor, și apeși... Da, aici e... Dar ce înseamnă asta, vezi? Asta zic! Deci uite, asta am înțeles, on-off, dar ce înseamnă asta, frate? E gen cum îți dă apa? A, uite cum îți face jetul! Sunt oameni cu trei mâini, Shelly, și atunci trebuie să le acopere pe toate. Nu mă, asta cred că trebuia stupat aici. Știi când te speli pe dinți și îți curge pastă pe aici? Da. Aici speli periuța și aici te speli pe tine, pe mânecă. A, am înțeles, nu m-am gândit niciodată din punctul ăsta de vedere. E foarte interesant. Problema mea, mereu sunt de pastă de dinți până la cot. Mulțumesc, Leroy Merlin. Bun venit la mine în bucătărie, dragi prieteni. Avem aici pe partenerul meu de viață Cârje, prăjitura în cuptor. Știi ce aș mânca? Andrei, niște bezele. Îți mulțumesc frumos. Aceste bucătării și multe altele se găsesc la Leroy Merlin. Păi, chiar sunt comestibile? Nu prea cred. Voiam să zic că sunt de când e magazinul, dar sunt proaspăt înseamnă. Magazinul de azi. Noua locație este mai mare cu 16% comparativ cu vechea locație. Este un spațiu ultramodern, adaptat pe nevoile clienților din comunitatea din Craiova. Mulțumim, vom prelua noi de aici. Să trăiți. Să trăiți. Bună dimineața. Noi angajați, încântați. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat, ce sunt de disperat? Vreau o priză de TV, să-i dăm o priză de TV. Niciun fel de problemă, prizele TV sunt specialitatea mea, mi-am dat masterul în prize TV. Perfect. V-ai coafa o astfel de priză? Nu trebuie să mă coafeze, trebuie să potrivească la mine. Aia e pentru modular, păi, o doză rotundă. Păi venim până la dumneavoastră acasă să vedem mai bine ce televizor aveți. Deci asta nu e bun, vă trebuie ceva rotund. Rotundă, exact, doză rotundă. Deci dozele sunt așa. Sunt ne învață clienți. Pare că domnul lucrează aici. Stați că... Păi dacă e bună, vă dăm pasta. Deci domnul pe care l-am ajutat în magazin, ne-a ajutat el pe noi. Știa mai bine magazinul de 100.000 de ori decât noi. Respect, senzațional. Domnule. Respect maxim pentru domnul de azi dimineață. Ce culoare e televizorul? Că contează foarte mult să se și potrivească ca nuanță. Sunt în construcție cu casa. O să caut o priză cu alb. Nu recomand alb. Dacă aveți nepoți, dau cu mingea, se va murdări. Ce pare eu așa bătrân? A, nu, ziceam doar așa în general. Cred că este aceasta, nu? Asta e aplicată. Asta e aplicată. Să-i facem și pomana la priză. Domnul spunea că e diferența între asta care, uite, e îngropată, adică are așa pe spate, versus genul ăsta de priză care sunt aplicate, adică okay. Le lipești în perete și iese okay. Cablu din ele, corect?
Păi foarte bine. Bun, deci doar atât aveți nevoie? Ați văzut clienții un pic, ați văzut pe domn de dimineață cum era, cât de caterincă era omul. Se vede că am fost unde trebuie. Da, foarte caterincă. Băi, te simte dâmbeiuș, te simte că ești dâmbeiuș, ce să faci? Și nu mai aveți nevoie de nimic altceva, doar o simplă priză? Păi haideți să vă ajutăm. Vă dăm o cadă. Ce vă mai trebuie? O cadă, am fost mai devreme și am văzut-o. Nu sunteți cu cada? Sunteți cu dușul de sus. A? E îmbătrânit, scuze. E învechit. Cine? Dușul de sus. A, credeam cabina cada. De duș. Nu, cada e nouă. E... Când am luat cimentul, n-ai venit. Să zici, hai băiatule, hai să încărcăm cimentul. Acum, n-ai astăzi m-au chemat, ce să fac? Dar nu luați azi ciment, că vă ajutam astăzi azi. Astăzi nu iau, că nu am mașina pe care îmi trebuie, știi? Da, vă duce Shelly cu Maybach. O duc, o bag. Unde e Maybach? Știți cât loc e în spate? În față, da. Băgăm pe scaune, pe fotorii cimentul. Da, mergem de două ori, nu-i problemă. Motorina nu e o problemă, credeți-mă. Singura noastră grămite era acasă să spuneți că Shelly și Drăcea v-au asistat. Că... Da. Nu, Drăcea, nu, Cârșe. Nu mă cunoaște. Spuneți Drăcea la casă, că e mai bine. Bine, mâine o să vin pentru ciment să ai mai bacul. Da, da. Așa fac, promit. Ăsta a fost și episodul nostru, fraților. Îi mulțumesc foarte mult lui Cârge pentru participare. Le mulțumim celor de la Leroy Merlin pentru oportunitate și pentru parteneriatul frumos pe care avem. Vă mulțumim vouă că v-ați uitat și ca întotdeauna. Dar deoarece acest episod e aproape filmat, v-aș vrea să dați un mare punct butonului de like, să-i dați un share pe story, pe cum așteptă tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați și să veniți la Bișpriz. Noi ne-am dus. Pau! Ușor, băi!